Bună dimineața, frumoșii mei, dragii mei, ce faceți, cum sunteți? Sper din suflet că sunteți bine, vedeți că mi-a revenit vocea. Așa că îmi vine să râd pentru că eu ieri toată ziua am râs, dragii mei, am crezut că mor, da? Nu mai am putut de râs când am văzut că această nebună de femeie, această progenitură a făcut două video și numai de mine vorbea. Ea a uitat, dragii mei, să mai ghicească la lume, la abonații ei. A început să zică, șo pe ea, șo pe ea, mergeți pe ea. Deci am zis că mor, mai ales la cositorul ei cu limba, de aia mi-am adus aminte, datorită ei, ia uitați că m-au făcut să-mi aduc aminte că există un ritual cu limbă adevărată, uitați-o că am pregătit-o aici, care mult puteți să faceți, luați de la măcelărie o limbă de porc, de vită, nu contează, și veți face un ritual contra dușmanilor care vorbesc ce nu trebuie de voi, care și închideți gura vrăjitorilor, fermecătorilor și așa mai departe. Făcând o paranteză, eu mă distrez de mă piși pe mine, vă garantez, eu sunt o persoană care îmi place Caterinca și uitați, cum zicea, națiune, eu nu zic națiune, vă dați seama, eu zic, dragi tovarăși și prieteni, în fața marii adunări populare ne-am adunat, am zis că mor, eu nu mai pot, dragii mei, eu sunt o fire care îmi place gluma, îmi place distracția, eu mor când o văd, eu acum atâta de tare mă distrez, vă dați seama că asta chiar nu e normală la cap, adică n-are altceva de făcut decât să vorbească numai de mine. Crista Rochi, m-a făcut tatuată, cercelată, voi nu vă mai consumați, dragii mei, că eu nu mă consum, voi aduceți-vă aminte că și pe TikTok eu făceam Caterinca de ea, da? Deci pe mine mă distrează de mă piș pe mine cât e de nervoasă. Cum? Eu v-am dat ritualuri gratis, vă rog să mergeți pe ea, tăbărâți pe ea. Am zis că mor, nu mai pot. Auziți, are treabă cu mine acum, i s-o pus pata. Alina Ramona are și cu femei, nu știu cine sunt femeile astea, dar oricum, cred că toată lumea râde de ea. Eu una cel puțin râd de mă piși pe mine. Eu de azi înainte, vă garantez, dragii mei, îmi trimite SRI-ul, vai de mine, îmi trimite Interpolul, mă arestează ea pe mine, vai de mine. Dragă, să știi că eu sunt frumoasă. Eu nu vreau să mă arăt la față, să-mi fur tu identitatea. Vrei să faci sacrificiu pe mine? Vă dați seama. Să lăsăm aștia, dragii mei, că mă piși pe mine de râs. Apropo, mulțumesc frumos că îmi faci publicitate. Mulțumesc frumos că mă faci cunoscută. Vezi, Doamne, prin ceea ce faci tu, tu îmi faci mie publicitate și îmi ridici moralul și mă faci să râd de mă piși pe mine. Și uite aici, am pregătit limbă, draga mea. Tu știi să faci ritualul cu limbă. Uite, asta e limba ta care o ai de la cositor. Dar eu le arăt la oameni cum se face adevăratul ritual, nu invenții, cum faci tu, dacă tu inventezi. Cum se face adevăratul ritual cu limbă, limbă de animal, ca să se închidă gura tuturor dușmanilor, da? Dragii mei, sufletele mele, dacă voi nu știți să faceți acest ritual sau nu vreți sau vă este frică, îmi spuneți, îmi lăsați scris, bineînțeles, contra costi, adevărat, și vi-l fac eu, da? Acest ritual, bineînțeles, că după care se va îngropa în pământ să se facă viermi din această limbă și să mânce viermii limba tuturor vrăjitoarelor, fermecătoarelor sau dușmanilor. Ce se face? Se ia, uitați, și pisica mea, da? Neagră, să suie după muște. Se ia o limbă, ori de vițel, ori de porc, se secționează, da? Vezi că folosim în nuși. Ce veți avea nevoie? Veți avea nevoie de o lumânare neagră pe care voi veți scrie numele persoanei, dar trebuie să fiți foarte siguri, de aia vă spun. Nu de pe bănuială. Bănuială nu, dragii mei. Dacă aveți o bănuială asupra cuiva, să nu faceți, pentru că cade totul împotriva voastră, da? Înainte să faceți acest ritual, va trebui să vă purificați spațiul. Se face doar sâmbăta, eu vi-l prezint astăzi, sâmbăta și miercuria se face acest ritual. Noaptea la ora 12 sau începând de la ora 10, așa, până în 12, da? Că la 12 noaptea, de fapt, ar trebui să mergi să-l îngropi dacă ai posibilitate, dacă nu, până dimineața la ora 5, tu trebuie să îngropi această limbă, n-ai voie să o ții în casă, da? Așa că, dragii mei, dacă știți că ăla vă este dușman adevărat, deci trebuie să scrieți, dacă nu știți care vă este dușmanul și care vă atacă, va trebui să scrieți pe lumânarea neagră, dușman știu și neștiuți, cunoscuți, necunoscuți. Această lumânare o ungi cu oțet. Cu oțet. Limba. Ce vei face cu limba? Vei face rost de pământ, da? Pământul va trebui să fie luat dintr-un loc pustiu sau chiar de la cimitir sau din fața unui cimitir, da? Pentru că este un ritual de întoarcere. Vei avea nevoie de mătrăgună sau de rudă. Eu am rudă, o plantă foarte puternică care face, distruge, da? Pentru cei care fac rău. Ai nevoie de o monedă, ca persoana respectivă să nu mai aibă bani niciodată. Ai nevoie de piper sau de, vedeți că eu am peperoncino de Calabria, care e foarte puternic, și de o pamplică ca să legi.
Ce vei face în primul și în primul rând, da? Și o lingură de lemn, că, o foaie de hârtie unde tu vei scrie numele dușmanului tău și data nașterii, dacă știi. Dacă nu scrii dușman știu și neștiu, sau poți să scrii și numele. După bănuială, v-am zis să nu vă luați. Deci, vedeți cum scriu eu, dușman știu și neștiu. Eu pot să scriu așa, da? Deci, dușman știuți și neștiuți, da? Și pe urmă, în paranteză, dacă tu știi că ai pe cineva, cum să zic eu, dă-te jos, Suzi, de acolo, mama, lasă microfonul, vrei să cânți? Așa, dacă știi că ai pe cineva care chiar te dușmănește rău, rău de tot, îl scrii în paranteză, da? Și ce vei face cu biletul? Îl împăturești, faci frumos către tine, faci frumos și îl bagi în crăpături, pentru că limba trebuie tăiată, vedeți? Îl bagi aici, uitați, vedeți? Îl bagi în interiorul limbii, acolo să stai. Eu acum o să-mi iau mânuși pe mână, da? Poate de răston tot Suzi și perdea și tot. O să te dau, vezi că dacă nu ești cu minte, te trimit la tarotez, să ai grijă. Bineînțeles că va trebui să aveți și o monedă, care această monedă, îi spui o dorință pe ea. Dacă persoana respectivă ți-a furat sporul banului sau chiar dacă ți-a furat bărbatul sau îți face farme, ce să spui? Să rămâi cu atâția bani de azi înainte. Zici de trei ori, de azi înainte, cu atâția bani vei rămâne tu în buzunarul tău, vei băga această monedă, da? Acolo. Așa. Și ce vei face? Ce vei face? Se lipește, da, bineînțeles că e carne, e carne proaspătă, abia am cumpărat-o, da? Vei pune piper, dacă ai sau dacă nu, ce pun eu aici, da? Uite, eu pun peperoncino de calarea, uite cât am pus, da? Ca să-i piște pe dușman la limbă, să nu mai vorbească, da? Limba lor să fie pișcată. Așa, pui mult, ca ei să aibă pe limbă pișcătură. Să-i piște limba, să nu mai poată să vorbească. Când vorbește de rău de voi, să-i usture limba, să nu mai poată, să facă bube pe limbă, să li se încleșteze limba în gură, da? Și ce vei face tu acum? Vei lua pământ dintr-un loc pustiu, nu, prima dată vei pune floarea asta, eu pun rudă, da? Voi cred că intrați pe internet și știți ce este rudă, voi puneți, dacă aveți, căutați mătrăgună, că în România există mătrăgună, da? Este mătrăgună în România și este foarte, foarte bună mătrăgună. Și veți pune trei linguri, dacă puteți, da? Stați-mă un pic, eu trebuie să fac așa. Să pui pământ, ca să-i se închidă gura, pentru că din pământ ne naștem, în pământ ne întoarcem, dragii mei, da? Și așa cum mortul merge în pământ, așa să meargă limba asta în pământ și să tacă din gură, să nu mai vorbească de rău niciun nimeni de voi, niciun dușman. V-am zis, mai ales dacă aveți un dușman puternic, puneți mult pământ, da? Să-i acoperiți cu pământ limba ca să tacă din gură, să nu mai vorbească, da? Persoana respectivă. Persoana respectivă care are limba piperată și vorbește ce nu trebuie, să-i se închidă limba și să fie acoperită cu pământ, așa cum la mort îi se acoperă limba cu pământ, da? Înainte de a face împachetarea, va trebui să aprindem lumânarea care voi ați scris numele și prenumele sau ați scris dușman știu și neștiu și să topim niște ceară aici, facem niște sigilii și spunem așa, cum picură ceara pe limba ta, așa să ție limba foc în gură, te refer la persoana care vorbește și să nu mai vorbești niciodată rău de mine, să ți se acopere limba cu beșici, așa să spuneți, da? Și să ai parte numai de probleme, să dea cancerul pe limba ta care vorbești rău de mine și spui ce vorbești. Vă spuneți voi acolo ce probleme aveți cu persoana respectivă. Pe limba ta să se întoarcă tot răul, tot necazul, așa cum picură ceara de la lumânare, așa să picure pe limba ta și să se întoarcă înapoi totul pe limba ta, că pe limba ta vei pieri. Ceea ce ai vorbit, aia vei primi. Ceea ce ai spus, aia se va întoarce înapoi împotriva ta. Da? Cum picură ceara de la lumânare, să picure pe limba ta tot rău care tu l-ai făcut, tot rău care tu îl spui și îl vorbești contra mea, spuneți de voi, de familia voastră, contra mea, contra familiei mele, contra copiilor mei, da? Tot rău, toate invențiile tale, toate minciunile tale să meargă înapoi pe limba ta, da? Și să în pământ să se ducă limba ta, acoperită cu pământ să fie, da? Să fie primit la spiritele întunericului,
așa, limba ta să meargă înapoi în pământ, de acolo de unde am ieșit toți. Din țărână ne naștem, în țărână ne întoarcem, da? Eu îți acopăr ție acum limba, spui așa, cu pământ, da? Și cu mortul nu vorbește, tu nu vei mai putea vorbi niciodată rău de mine, de familia mea, da? Închid gura tuturor vrăjitoarelor, fermecătoarelor și îngrop această limbă în memoria vrăjitoarelor și fermecătoarelor și a tuturor dușmanilor mei care vorbesc rău, care mă defaimă, care vorbesc lucruri necurate împotriva mea, împotriva familiei mele, împotriva copiilor mei. Spuneți așa, da? Așa cum putrezește această limbă în pământ, așa să-ți putrezească ție limba în gură de răutatea care tu o ai. Așa cum viermii va mânca din această limbă, așa să mânce viermii limba ta și carnea din gura ta, ca tu să taci din gură și să nu mai vorbești rău împotriva mea și împotriva familiei mele. Vă spuneți numele, da? Dacă nu cunoașteți dușmanii, spune: toți cei care vorbiți rău împotriva mea, toți cei care mă blestemați, toți cei care aveți invidia asupra mea, toți cei care faceți descântece împotriva mea, farmece, blesteme și tot răul care l-aruncați către casa mea și către familia mea să cadă înapoi împotriva voastră. Cum această lumânare se topește de repede, așa de repede să se prindă magia mea de tine sau de voi, da? Să vă putrezească limba în gură, să vă acopere pământul limba așa cum mortul nu mai poate vorbi că e mort, așa să nu mai puteți vorbi voi cu limba voastră și să vă putrezească limba în gură la toți dușmanii știuți și neștiuți care vorbiți lucruri necurate împotriva mea și a familiei mele. Spuneți așa, da? Toți cei care aveți voi dușmani. Așa cum se putrezește această limbă în pământ de repede, pentru că limba, dacă e cald afară, cel puțin într-o zi, două, e putrezită. Așa să vă putrezească vouă vorbele voastre, să vă putrezească limba voastră în gură. Așa cum animalele pământului, viermii și insectele mănâncă această limbă, așa de repede să aveți voi probleme și să vă mănânce viermii limba din gură, să nu mai puteți vorbi. Așa cum piperul și peperoncino, sau cum se zice în românește, arde limba, așa să vă ardă vouă limba în gură și să nu mai puteți vorbi rău împotriva mea, împotriva familiei mele. Așa cum arde piperul și ia foc această lumânare, așa de repede să vă iei vouă foc limba și să nu mai puteți descânta, să nu mai puteți blestema, să nu mai puteți zice niciun lucru rău împotriva mea și împotriva familiei mele. Așa să fie acum în momentul ăsta. Voi trebuie să faceți până se consumă toată lumânarea, da? Așa cum picură ceara de repede pe limba asta, așa să picure răul și farmecul înapoi împotriva voastră. Vă trimit înapoi relele pe limba voastră să pieriți. Ceea ce ai spus, aia să primești. Ceea ce ai zis din gură, aia să ți se întoarcă înapoi împotriva ta. Acum, aici și pentru totdeauna. Nu pentru o zi, nu pentru două și pentru toată viața. Da, dragii mei? Așa să spuneți. Eu voi continua după aia, deocamdată vă arăt cum să faceți, v-am spus, persoanele care nu puteți să faceți și nu aveți cum să faceți, îmi trimiteți mie și vă fac eu, da, să știți că vă costă, da, deci nu fac, energiile nu se consumă așa, pentru că ăsta este un ritual de magie neagră și se întoarce înapoi dacă nu-l plătești, da? Haideți să vedeți ce veți face, că veți spune și staniol, veți împături, da, veți începe de aici, împăturiți. Împăturiți ca pe un ceva, da? Ca pe o mâncare, să zicem. Așa. Împăturiți, fain frumos. Veți lua această pamlică. Acum trebuie să-mi dau mânușile jos, că nu mai pot să lucru cu mânuși. Veți lua această pamlică și veți lega cu pamlică neagră, dragii mei, da? Să nu uităm. Veți începe să legați, da? Asta e să facem o măsură. Veți lega foarte, foarte bine această limbă. Ca să-i fie legată limba. Faci un nod și spui: eu îți leg limba definitiv în acest moment ca tu să nu mai poți vorbi niciodată rău de mine și de familia mea. Și ai închis nodul, da? Faceți mai bine ca mine, eu doar vă arăt. Îl întorci și faci al doilea. Așa cum leg eu nodul ăsta, așa îți leg eu ție limba definitiv de pământ, de piper, de lumânări, de foc, da? Să nu mai poți vorbi niciodată rău de mine și legată să fii și să nu mai poți să faci rău cu gura, da? Încă un nod.
Așa cum legi eu nodul ăsta, vei rămâne legată definitiv de pământ și nu vei mai putea niciodată vorbi rău de mine. Limba să-ți amuțească în gură definitiv, să nu mai poți să vorbești rău de mine. Vei lua din nou lumânarea, o vei aprinde și îi faci un pic de sigil, da? Așa. Și încep să sigilezi aici și zici, eu îți sigilez definitiv limba ta din gură sau limba voastră din gură. Să nu mai puteți să vorbiți niciodată rău de mine și de familia mea. Așa cum sigilez eu această limbă, așa vei fi tu sigilată definitiv. Și de câte ori vei vorbi rău de mine, de familia mea, de copiii mei, să-ți iei foc limba în gură, să-ți iese bube pe limbă, să-ți putrezească limba în fundul pământului, să mănânce viermii din limba ta. Așa să fie acum aici. Ai stins-o așa, vezi? Așa o stingi. Da, dragii mei? Și bineînțeles că dacă vrei să lași lumânarea, eu pot să fac și chestia asta, să vă arăt, da? Dacă vrei să lași lumânarea lângă, dar trebuie să pui pe, ca să nu iei foc, o lași așa și te concentrezi, mai zici ce mai ai de zici lângă limba asta până se consumă toată ceara. Vei lua staniolul ăsta care s-o băga limba în el, vei lua fain frumos toată ceara și te vei duce, dragii mei, într-un loc pustiu și îl îngropi. Poți să îl îngropi chiar la marginea unui cimitir, de ce nu? Poți să îl îngropi într-un loc neumblat, da? Unde-i pustietate, că așa se zice în descântece, unde popă n-a umblat, da? Unde cocoș n-a cântat, într-un loc unde vântul nu bate, da? Și duceți fain frumos și veți vedea voi ce se va întâmpla cu toți dușmanii voștri care vorbesc rău. Cu ocazia asta închideți gura la toate vrăjitoarele fermecătoare. Eu cunosc o grămadă de ritualuri, dragii mei, să știți că eu nu mă joc, eu chiar le fac. Eu nu fac vrăjeală, această femeie face cositorul și în cositorul ei. Eu văzut o limbă mare și mă vede numai pe mine cu entități și hainele mele erau haine în loc să... Nu i-a plăcut, bineînțeles că eu sunt frumoasă, îți dai seama pe lângă ea. Hai să fim serioși, ne face și publicitate zi. O zis că erau cârpe, da? Nu vedeți că ea moare de ciudă pe canalul ei de YouTube, dar eu n-am făcut acest ritual pentru ea, ca să ne înțelegem. Eu am făcut pentru voi toți, ca să vedeți, dragii mei, că știu să fac o grămadă de ritualuri. Eu știu foarte multe ritualuri și cu păsări și cu... Eu pe viitor o să vă arăt tot ce știu, dragii mei, pentru că bunica mea a fost vrăjitoare, a murit săraca la 95 de ani și vreau să vă zic că nici nu a mai găsit-o în mormânt. O ieșit de acolo, cine o luată, că s-a transformat în strigoi sau ce s-a întâmplat cu ea, nu știu. Bunica țigancă rusoaică din partea lui tata, au trăit 95 de ani și făcea magie neagră și așa că eu știu să fac și în rău și bine, da? Dar eu oricum lucrez contra răului, dar câteodată când oamenii sunt foarte răi și nu se potolesc, uite, putem să facem și ritualuri de genul să le închidem limba, da? Deci eu v-am arătat acest ritual să faceți și voi, toți cei care aveți dușmani periculoși, da? Sau periculoși, între ghilimele, care nu le tace limba, da? Și nu vor să ce, nu știu altceva decât să vorbească în tur, turuie din gură, turuie din gură. Câteodată limba aia trebuie conectată și la creier, da? Dar unii oameni nu știe să conecteze limba la creier, o conectează în altă parte, din nefericire, da? Și înainte să închid, să nu uitați de cositor, dragii mei, și să nu uitați națiune, șopei, dragii mei!